Muzeele și instituțiile de cultură din cele mai mari orașe din țară așteaptă ca doritorii să le treacă pragul în număr cât mai mare. Evenimentul Noaptea Muzeelor are loc pe 14 mai, iar la nivel național fiecare instituție care participă își stabilește programul de vizitare. Noaptea Muzeelor a ajuns în acest an la ediția a 18-a. În Făgăraș, Muzeul Valer Literat poate fi vizitat gratuit în cadrul evenimentului în intervalul orar 18-24, ultima intrare fiind la ora 20. Noaptea Muzeelor 2022 este un eveniment cultural internațional în care muzeele și instituțiile au program prelungit pentru a putea fi vizitate de toți pasionații și iubitorii de artă și de cultură. Oamenii vor putea vizita expoziții, intervenții și experimente artistice, proiecții, spectacole, ateliere, concerte și tururi interactive. Evenimentul este inițiat de Ministerul Culturii din Franța și patronat în prezent de Consiliul Europei, de UNESCO și de Consiliul Internațional al Muzeelor.